bine v-am regăsit pe canalul nostru și astăzi, așa cum vedeți în titlu, vreau să împărtășesc cu voi 5 feluri de mâncare. Eu gătesc pentru întreaga familie, iar copilașii mănâncă ceea ce mâncăm și noi, deoarece Dom are aproape 5 anișori și Evi 3 anișori, deci sunt la acea fază în care nu mai trebuie să gătesc pentru copii ceva separat. Și vreau să menționez doar că eu nu gătesc după rețete, după gramaje. Mereu am considerat că fiecare rețetă se poate adapta în funcție de gustul fiecarei familii. Însă am doar câteva rețete de prăjituri pe care le respect așa ca la carte. Dar veți vedea că astăzi voi menționa ce ingrediente folosesc, dar nu neapărat cantitatea. Așadar, cu acestea fiind spuse, vă doresc vizionare plăcută și vă rog cum să-mi lăsați în descriere ce gătiți voi în această perioadă de izolare, ce rețete noi mai încercați și dacă v-a plăcut ideile prezentate în acest clipule. Pentru primul fel de mâncare veți avea nevoie de ficăței, de pui, legume precum conopidă, broccoli, morcov, mazăre sau oricare alte legume vă plac vouă și bacon. Eu am început prin a porni cuptorul să se preîncălzească la 200 de grade, iar apoi fiecare bucată de ficăței am învelit-o într-una de bacon, iar acolo unde bucățile de ficăței erau prea micuțe, am pus chiar câte două într-o felie de bacon. Am adăugat sare peste ele, un pic de praf de usturoi și apoi le-am uns un pic cu ulei deasupra ca să prindă un pic de crustă, un pic de boia și le-am băgat la cuptor pentru 35-40 de minute la 200 de grade. Între timp, într-o altă tigaie am pus un pic de ulei și am adăugat legume direct de la congelator peste și le-am lăsat să fiarbă la foc mic cu un capac peste. Asta după ce am adăugat și peste ele puțină sare, piper și un pic de vegeta. Când ficăței au prins un pic de crustă, i-am scos de la cuptor și veți vedea că ficăței înăuntru rămân așa frageți și moi, iar baconul este un pic așa crocant, exact așa cum ne place nouă. Cam acesta este primul fel de mâncare. Pentru tocănița de pui cu legume veți avea nevoie de pulpe de pui dezosate, morcovi, ceapă, eu am folosit una roșie și una galbenă, usturoi, un ardei roșu, cașcaval dacă doriți și smântână doar dacă doriți, pentru că dacă nu puteți să lăsați tocănița la stadiul de legume cu carne fără să mai faceți sosul alb, ciuperci și tăiței sau orice altceva de ziți voi, precum orez sau alte paste, orice altceva vă place vouă, însă de data aceasta eu am folosit tăiței. Am început prin a tăia ceapa și usturoiul și am pus ambele cepe împreună cu un pic de ulei la călit și le-am lăsat acolo până când am reușit să tai și pulpele de pui dezosate și le-am adăugat peste ceapă și usturoiul. Apoi, între timp, am tocat toate celelalte legume, timp în care numai bine ceapa și puiul au stat la foc mic pe aragaz, deci undeva la vreo 5-10 minute. Ulterior am adăugat condimentele peste pui și ceapă. Între timp am dat drumul la apă și am adăugat tăiței peste. Vedeți că genul de tăiței pe care eu îl folosesc necesită doar 4 minute de gătire, deci îmi trebuie foarte puțin. Apoi am adăugat și restul legumelor peste carne și ceapa cu usturoi și le-am lăsat tot așa cu capacul peste la foc încet. Am pus și tăiței în apă și am adăugat puțină sare în apa respectivă. Iar la final, când toate legumele au fost bine gătite, deci după 15-20 de minute aproximativ, am adăugat cașcavalul și smântâna și am învârtit bine până când s-a format un fel de sos, un fel de tocăniță de pui și le-am servit împreună cu tăiței.
pentru rețeta de shepherd's pie sau cottage pie veți avea nevoie de carne măcinată. Eu am folosit de curcan, însă poate fi de vite sau de oaie. Ceapă, eu am folosit două, una roșie, una albă, așa ca de obicei. O pastă de roșii, morcovi, mazăre sau orice alte legume vreți voi. Cartofi, cașcavalul este doar așa dacă doriți să puneți o pic de decor deasupra. Untul și laptele sau ce altceva folosiți voi pentru pireul sau piureul de cartofi. Am început prin a curăța bine cartofii, ai decoși bine de tot. Apoi am dat drumul la apă să se fiarbă pentru piure. Am spălat bine de tot cartofii, i-am tăiat cubulețe și i-am pus în apa cu sare să fiarbă. Între timp am tăiat și ceapa și am călit-o un pic în puțin ulei. Am tăiat și restul legumelor. Iar după ce ceapa s-a călit, am adăugat și carnea peste, carnea măcinată. Și cam acestea sunt condimentele pe care le folosesc eu mai tot timpul: piperul, sarea, pudra de usturoi și păiaua. Iar la unele rețete pun și puțină vegeta. Apoi am adăugat toate legumele peste, am adăugat puțină apă, puțin sos de roșii, am învârtit bine de tot și le-am lăsat să fiarbă pentru aproximativ 15-20 de minute la foc încet. Am preîncălzit cuptorul la 180 de grade și între timp am făcut și pireul, așa cum probabil faceți și voi, cu unt și cu lapte și cu un pic de vegeta. Și după aproximativ 15-20 de minute, compoziția de carne măcinată este gata. Am pus-o într-o tavă de cuptor și peste am adăugat piureul de cartofi și am făcut niște forme speciale cu furculița. Dar din nou, aceasta este, rămâne la latina voastră dacă vreți să faceți și voi sau nu. Și de deasupra am pus puțin cașcaval să-i dea un gust mai special și am introdus tava la cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 20-25 de minute la 180 de grade. Și cam așa arată și eu am servit-o împreună cu o salată de castraveți și roșii. Pentru pizza rapidă veți avea nevoie de următoarele ingrediente: porumb, ardei, măsline, cârnați, șunculiță, cașcaval, lipie și pasta de roșii. Sau mai bine spus, orice alte ingrediente aveți voi prin casă și vă place vouă să le simțiți pe o pizza. Însă asta este ceea ce am avut eu în frigider și am folosit. Am început prin a porni cuptorul și a-l lăsa la 180 de grade, apoi în pasta de roșii am adăugat un pic de iepuri, un pic de praf de usturoi, un pic de vegeta și am învârtit bine, bine de tot până s-a creat acea pastă frumoasă de roșii. Aceasta este cea mai rapidă rețetă de prânz sau de cină și îmi place foarte mult că pot implica și pe copii în pregătirea acestui fel de mâncare. Ei își pun singuri ce vor pe pizza, ei își pun singur sosul de roșii și este de-a dreptul o plăcere să participăm cu toții la gătirea acestui fel de mâncare. Iar pizzele le-am lăsat în cuptor pentru maxim 10 minute, 50 minute. Iar o alternativă, dacă nu vreți să puneți la cuptor, ar putea fi aceasta: să împăturiți sub formă de shawarma și să o puneți fie în aparatul de făcut sandwich-uri calde, fie la cel de grill, dacă aveți asta, și să o serviți așa.
spanacul cu ouă, veți avea nevoie de spanac, bineînțeles, de usturoi, de ouă, făină și lapte, iar copiilor le-am servit acest fel de mâncare cu niște crochete de pește. Deci dacă vreți și voi asta, veți avea nevoie și de crochete, dacă nu puteți doar spanac cu ouă. Am început prin a da drumul la fierbătorul de apă, iar între timp am curățat bine usturoiul, l-am tocat cât am putut eu de mărunt și l-am ocălit puțin de tot cu ulei. În alt vas am pus spanacul în apă fiartă, cu puțină apă, însă nu las mult spanacul, las acolo maxim 5-7 minute. Când usturoiul a ajuns să fie așa, de culoare maronie, am adăugat făina cu laptele și am învârtit constant să nu se formeze cocolașe sau să nu se prindă de fundul tigăii. Și am învârtit bine, bine, bine până a ieșit acel sos. Peste spanacul fiert am pus apă rece pentru a-i păstra culoarea. Apoi l-am adăugat peste sosul alb și am învârtit bine de tot, după care l-am lăsat pe foc pentru încă aproximativ 10 minute. Și acest fel de mâncare este foarte rapid de realizat, iar la final am blenduit totul, pentru că în acest fel copilașii mănâncă spanacul, însă alternativ puteți să-l tocați mărunt, mărunt de tot înainte să-l adăugați în sosul alb și să-l lăsați așa fără să-l mai faceți pastă. Acesta a fost clipulețul de astăzi. Sper din suflet că v-au plăcut aceste idei și dacă vă place acest gen de clipuleț, vă rog să-mi spuneți în comentarii, să știu să mai fac și pe viitor. Și vă doresc doar multă, multă sănătate în această perioadă de izolare, să treceți cu brio peste ea și vă aștept sâmbătă viitoare la ora 4 pentru un nou clipuleț. Vă pupat!